În Mangalia, clasele 0 au fost pregătite din timp pentru copii. Li s-a explicat clar ce este acea clasa 0, care este diferența față de clasa 1. Problema este că majoritatea vreau totuși la clasa 1. Bulversați de atâtea schimbări, părinții speră că acest pas să fie și benefic pentru copii. Sunt și eu emoționată, și copilul, dar în schimb cu clasa 0, nu știu, nu... E o prostie că ar fi trebuit să fi lăsat să continui și clasa cum erau cu grădinița. Acum ei sunt zăpăciți, s-au adaptat într-un domeniu cu copiilor, cu colegii și acum, într-o dată brusc, ei crede că sunt la școală, dar de fapt... Curioasă sunt, hai să vedem ce să se întâmple. Cei care au fost înscriși în clasa 0 au împlinit deja vârsta de 6 ani. Fosta clasă pregătitoare vine însă cu reglementări diferite. Cei mici vor începe să facă matematică sau limba română. În rând, ce au făcut la grădiniță, împletit cu ce se întâmplă în clasa 1, în primele zile de clasa 1, și sper să fie ceva de bun augur, pentru că se urmărește măsura aceasta, a fost dorită pentru a, cum să vă explic, să pregătească o trecere mult mai ușoară și mai plăcută pentru copii către clasa 1. Băncuțele frumos pregătite i-au așteptat pe cei care au întâlnit luni un nou sistem. Jucăriile au dispărut, iar lecțiile le vor lua locul de acum înainte.